Specială, deodată a trebuit să joc la Neon și n-a fost pentru mine. Și am rămas cu asta ca antrenor acolo câțiva ani, până m-a dat afară pentru că au trebuit să facă schema mai mică și eu am intrat ultima pe ușă și cine intra ultimul ieșea primul. Așa că eu am terminat cu tenisul de masă după câțiva ani de Israel, dar am lucrat la început, că trebuia să aveam nevoie de bani și în special aveam nevoie de bani ca să pot să trimit în fiecare lună mami și fratelui meu pachete ca să aibă ce să mănânce. Că eu am plecat și ei au rămas pe drumul, deși toată averea care mi s-a luat era a mamii. Mama mea n-avea ce mânca dacă eu nu trimiteam. Au venit comuniștii a doua zi, v-au confiscat totul, casa, mașina sau ce ați aflat? Nu știți nimic. Dumnezeu știe cine le-a luat. Nu știu. Și am avut, din premiu de la Mondiale, am cumpărat dormitor și o sufragerie florentină de la o fabrică specială și așa, am avut foarte frumos. Nu știu. Și până în 89 nu v-ați mai întors în România? Nu m-am întors în România până în 90. Numele meu a fost tabu. Știți ce e tabu, nu? Da. Cum să spun? Interzis în România. Și așa că din cauza aceasta tineretul nu mă cunoaște. Pentru că dacă s-a scris ceva despre tenis de masă, s-a scris România a avut succese la tenis de masă și în echipă a jucat și la Țelăr sau Jari Zaz. Da, despre mine Angelica Rozeanu, nu, era interzis complet. Și în Israel, v-am spus, am câștigat Maccabiada și Chinus Apoel și după aceea și de trei ori campionatul Israelului, dar fără antrenament, că nu puteam să mă antrenez pe țiment și pe așa, cu ce îmi mai rămăsese, nu mai știam să joc cum trebuie. Și în 62, sud-africanii care au venit la Maccabiada, ați auzit de Maccabiada, este o competiție internă. Internațională a evreilor, se cheamă Maccabiada, la 4 ani. Evrei de peste tot vin acolo? Da, vin toată lumea. Și au venit acolo din Africa de Sud și m-au invitat să fac un turneu de 20 și ceva de zile cu doi francezi în toată Africa de Sud. Și nu era voie de mers în Africa de Sud pentru că era politica de apartheid atunci. Și eu m-am dus pentru că astea nu erau meciuri oficiale, erau demonstrații. Dacă eu vreau să fac aici o demonstrație, nimeni nu poate să-mi spune să nu o fac, sunt un om liber, nu? Și când am făcut acolo o propagandă grozavă pentru Israel, că numai milionarii din Africa de Sud jucau și aranjau toate, și în fiecare zi jucam în alt oraș. Venea un oraș și ne lua de la jumătatea drumului și ajungeam acolo, luam masa, mergeam la primar și după aceea seara la unul din ei acasă, banchet. Și asta a durat câte zile? 21 de zile cât am stat, m-am întors, n-am putut să dorm deloc, că n-am avut timp. Era așa, a fost foarte frumos, dar foarte obositor. Când m-am întors înapoi din Africa de Sud, la Comitetul de Sport Israelian, este așa un fel de comisie de judecată, ca un fel de judecător pentru sportivii, fotbaliștii, ăștia care fac diverse potlogări. Și m-a chemat să mă judece la comitetul ăsta juridic ce am făcut eu, că am plecat în Africa de Sud, că nu e voie, că e țară apartheid. Și eu le spun atunci, uitați, pedepsiți-mă, eu sunt un om liber, pot să joc unde vreau, eu tot nu mai joc. Pedepsiți-mă un an, 10 zile, toată viața, eu tot nu mai joc. Nu? Și da, zice, dar poate n-avem pentru ce să te pedepsim. Asta e sigur că n-aveți pentru ce să mă pedepsiți, pentru că n-am făcut decât propagandă pentru Israel acolo, n-am făcut altceva. Dar, știți, a scris în ziar urât că ce am făcut eu, că am fost în Africa de Sud. Și m-am supărat și am zis, nu mai am nimic de a face cu acest... Și am intrat să lucrez la o fabrică electronică, se cheamă Elbit Computers. Poate ați auzit că și România face cu... Da, a venit aici cu investiții. Da. Și am lucrat la Elbit Computers, de acolo am ieșit pensionară, eu după 13 ani jumate. Am lucrat la capul electronic, am învățat o meserie nouă și
aproape de sfârșit, conduceam 12 fete, că asta s-a mărit în fiecare an, a devenit mai serios, mai mult. Și eu eram conducătoarea celor 12 fete. Noi băteam toate programele pentru programări și pentru ingineri și le corectam și le dădeam dimineața gata la toate resorturile care erau acolo. E o fabrică care astăzi are 3.000 de oameni. Atunci avea la început 100, urmă 1.000 și așa mai departe. Și acolo, meseria asta nouă care am învățat-o, am primit cum ar fi lucrătoare stahanovistă. Nu-i stahanovist, dar e așa lucrătoare de vârf, de vârf. Da, da. Am primit... Un fel de erou al muncii. Erou, da. Muncii socialiste. Și asta era o meserie nouă, total nouă pentru mine. Și am învățat să bat repede la computer și tot. Și asta m-a ajutat foarte mult, că astăzi am computerul meu la care pot să găsesc toate. Și am intrat în internet ușor, știu să mă descurc destul de bine. Bine, nu ca un inginer sau așa, dar alerg pe asta și mă distrez. Și de acolo am găsit o mulțime de lucruri care am putut să le fac. Ați vrut dumneavoastră să vă pensionați? E o limită de vârstă? Că da, văd că sunteți la în vârstă, putere. Când am ajuns la 60 de ani, m-au pensionat. Da. Nu e voie mai mult. Nu era voie mai mult atunci. Ce face astăzi Angelica Rozeanu în Israel? Brinci, am înțeles mai devreme. Stați că vă spun imediat. Mai aveți timp? După pensie, sigur că da. Pentru dumneavoastră, cea mai mare glorie a României. Am ieșit la pensie și m-am gândit ce am să mă fac eu cu asta. Și sunt așa de ocupată de nu aveți idee. Întâi pentru că am învățat să lucrez la computer, care e cu totul altceva decât computerul ca lucram eu la Elbit, dar am avut baza. Și atunci familia mea, care toți sunt ingineri electronici și electricitate. Da. Nu programatori, ingineri electronici și electricitate. Da. Electronică și computer. Da. Fica